cele mai corupte țări din lume 10 Libia atunci când vine vorba despre acoperire mediatică există de cele mai multe ori un meniu zilnic al titlurilor ce acaparează atenția publicului de exemplu s-a vorbit foarte mult despre incidentul din Iran, dar aceste povești nu se termină într-un ciclu de 24 de ore, ca majoritatea știrilor actualizate și de cele mai multe ori încep înainte ca mass media oficială să preia aceste cazuri și să vorbească despre ele în cele mai populare ziare din lume și Libia este exemplul perfect. Potrivit organizației non-guvernamentale Transparency International, ce are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului de corupție la nivel internațional, nivelul de corupție a Libiei a crescut constant de la căderea lui Gaddafi, dar nu vă lăsați păcăliți! Motivul pentru care corupția a luat amploare de la moartea sa nu este pentru că el era un fel de gardian al eticii guvernului. De fapt, guvernul libian a săvârșit numeroase abateri de la conduita legală chiar în timpul mandatului său. Mai degrabă, amprenta sa a fost pusă din cauza faptului că el acționa ca un paratrăznet pentru forțele opoziției și, prin urmare, în locul unei coaliții de rezistență care să lupte cu dictatorul, au existat numeroase conflicte între aceste mici grupuri dezbinate de sistemul de conducere. Acestea includ exemple precum Revoluționarii Tripoli, Abu Salim Central, Forțele de Securitate, Batalionul Nawasi, Forțele Speciale de Descurajare, Brigada Salah Arburki, Brigada 301 și Brigada Tarhuna 7. Nu este greu să vedem cum și de ce unui guvern desemnat de către ONU, iar fi extrem de dificil să instaureze normalitatea în aceste condiții. 9. Corea de Nord. Pun pariu că nu te-ai fi așteptat să vezi Corea de Nord pe penultimul loc din lista noastră de astăzi. Ei bine, s-a dovedit că dictatura mărșava aplicată -a acolo și-a transformat total practicile pentru care este renumită. De fapt, glumesc, încă este un stat totalitarist extrem de represiv, dar sunt doar diferite criterii care ne fac să alegem scorurile celor mai corupte țări de pe pământ, iar lucrurile tind să se schimbe de la an la an. În ultimele luni, regimul impus în Corea de Nord nu s-a schimbat foarte mult, adică știți și voi până acum din nenumăratele videoclipuri pe care le-am creat și noi. Postura militară agresivă, modalități meschine pentru evitarea sancțiunilor, mesaje jignitoare care tind să declanșeze diverse conflicte și multe altele. Totuși, un lucru care a devenit destul de clar pentru lumea din exteriorul Coreei de Nord este cum dispersarea din această țară modelează viața de zi cu zi a oamenilor. Corupția atinge până și cele mai joase niveluri ale birocrației, unde oficialii acceptă mită de parcă nu se întâmplă nimic, iar oamenii le oferă doar pentru a putea supraviețui. Un anume tip de corupție este contrafacerea, adică falsificarea unor bunuri sau materiale, fie că este vorba despre medicină, alcool sau diverse narcotice. Aceasta a devenit o problemă atât de gravă încât guvernul dorește să instaureze pedepsa cu moartea pentru traficanți și alungarea familiilor lor, indiferent de poziția lor în viața civilă sau în guvernul țării. 8. Afganistan Drept scenă pentru unele dintre cele mai murdare și complicate relații internaționale din lume, să nu mai menționăm deceniile de conflicte care au cuprins toată țara, nu ar trebui să fie atât de surprinzător că nivelul corupției este foarte mare și s-a strecurat în afacerile politice ale Afganistanului. Dar, mulțumită rapoartelor detaliate despre această țară publicate de ziarul The Washington Post, în 2019 știm precis unde este înrădăcinată corupția și anume în ajutorul militar american. Potrivit membrilor guvernului, țara experimentează în același timp un aflux al banilor americani și totodată o alocare defectuoasă a acestora. Mulțumită contractelor de apărare și de ajutor, alături de ofertele în bani gheață pentru diverse informații, o mare parte din finanțarea pusă la dispoziția instituțiilor publice din Afganistan este folosită la întemeierea așa numitelor palate de MAC. De fapt, potrivit contabilului judiciar Gerd Berthold, 40% din bani ajung în buzunarele rebelilor, sindicatelor criminale sau a oficialilor corupți din Afganistan. Probabil cel mai bun rezumat a venit din partea unui oficial din cadrul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care a spus: Ne folosim de tipii răi pentru a elimina tipii și mai răi. Desigur, ne-am putea întoarce mai târziu să îi eliminăm și pe cei de care ne-am folosit, pentru că toți sunt niște insurgenți, doar că nu am făcut asta niciodată. 7. Guinea Ecuatorială. Chiar acum, Guinea Ecuatorială are cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre toate națiunile africane, așa că este trist să vedem că o economie înfloritoare, după spusele organizației non-guvernamentale Human Rights Watch, a transformat corupția într-o formă de artă, dar odată ce cunoști situația locală, nu va fi greu deloc să-ți dai seama, povestea scurtă, dar adesea repetată, este petrolul. În urmă cu aproximativ două decenii, țara ecuatorială și-a si descoperit rezervele de aur negru și si s-a transformat rapid în una dintre cele mai bogate țări din lume. Dar această schimbare semnificativă vine de cele mai multe ori acompaniată de diverse probleme. Pentru Guinea ecuatorială, acea corupție financiară vine în cea mai mare parte sub forma unei infrastructuri inutile, cum ar fi construirea unor autostrăzi fără nicio destinație și si hoteluri de 5 stele goale. Oficialii corupți ai guvernului vor investi mai mulți bani decât este necesar pentru finalizarea proiectelor inutile, ceea ce desigur va înrăutăți lucrurile, însă este mai rău că aceste acțiuni inconștiente se vor abate asupra oamenilor obișnuiți. Indicatorii de bunăstare, cum ar fi vaccinarea și rata de înscriere în școală, au scăzut de când petrolul a fost găsit pe teritoriul acestei țări, și se preconizează că resursele de țiței se vor termina până în 2035. Deci, cel mai probabil, oamenii de acolo, dar mai ales oficialii, vor avea nevoie de un plan B. 6. Sudan. Pentru ca o țară să ajungă pe lista noastră de astăzi, trebuie să fie destul de bolnavă. Dar chiar și așa, rădăcinile problemelor curente din Sudan se datorează liderului Omar al-Bashir și decenilor de dominație britanică. În 1989, al-Bashir a preluat puterea din Sudan printr-o lovitură de stat fără vărsare de sânge și a rămas la putere pentru numai puțin de 30 de ani, până în 2019. În perioada conducerii sale nu au existat alegeri decât în 2010 și 2015 pe care le-a câștigat tot el, pentru că opoziția a boicotat o șaradă politică. Președintele Albașir a supravegheat corupția birocratică agresivă de lapidarea și favoritismul politic până în punctul în care foarte puține servicii ale țării au funcționat fără mită. De exemplu, potrivit unui studiu creat de Transparency International, în jur de 40% dintre respondenți au fost nevoiți să plătească mită fie pentru a grăbi procedurile legale, fie pentru ca autoritățile să închidă ochii la nelegiuirile săvârșite. Totuși, după protestele pe scară largă din 2018, Al-Bashir a fost în cele din urmă înlăturat de la conducerea țării și a fost condamnat la 2 ani de închisoare. 5. Venezuela. Este greu pentru acest stat să nu ocupe primele pagini ale ziarelor din ultima vreme din cauza speculațiilor interminabile despre izbucnirea unei revoluții sau a loviturilor de stat. Totuși, în timp ce puțini oameni sunt de acord că Venezuela este într-o unui coșmar autoritarism eșuat, merită să cunoaștem ce face ca nivelul corupției din acest stat să fie atât de puternic. De la căderea fostului lider Hugo Savez, Maduro a instaurat o atmosferă de sărăcie continuă combinată cu utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor guvernamentale. De fapt, această proastă gestionare a făcut ca Venezuela să decadă de la cea mai bogată țară sudamericană la raiul faptelor necinstite. De exemplu, oficialii din Venezuela au cumpărat la prețuri de nimic diverse valute de pe piața neagră și le-au vândut înapoi la cursul valutar oficial, obținând un profit de zeci de ori mai mare. Pe deasupra, președintele Maduro a văzut câștigurile electorale recente ale opoziției ca pe o amenințare, ceea ce l-a determinat să rescrie Constituția țării pentru a neutraliza puterea. Toate aceste evenimente au reprezentat un articol important pentru o vreme, ceea ce a dus la susținerea internațională a liderului de opoziție Juan Guaido în calitate de președinte interimar, însă acum corupția din partidul său începe să îi năruie sprijinul primit și prin urmare orice oportunitate de a schimba regimul care în prezent năruie țara. 4. Yemen. Ca o națiune răvășită de instabilitate, să nu mai menționăm că în prezent este locul cu cele mai multe dezastre umanitare, nu ar trebui să fie surprinzător că Yemen este un focar al corupției. Însă problemele se întind cu mult în trecutul țării. Dificultățile sociale acoperă totul, de la vânzările de terenuri și lipsa transparenței până la afaceri cu petrol dubioase și medici care sunt angajați prin relații și nu pe baza calificării lor. Fundația Kerneci pentru Pacea Mondială a pretins că în 2010 corupția în aceste regiuni a fost o bestie distructivă și o amenințare mai mare pentru stabilitatea țării decât Al-Qaeda. De curând, corupția s-a strecurat până și în eforturile de înlăturare ale foamete efectuate de ONU, dar, potrivit agenției de știri Associated Press, rebelii au furat probele anchetatorilor, mulțumite unui pont oferit chiar de către un oficial ONU corupt și el. Și mai îngrijorător, în timp ce corupția a fost o problemă de mai mult timp în acele regiuni, statisticile arată că scăderea accentuată, recentă, a standardelor sociale din 2014 până în prezent, este direct legată de instabilitatea țării, așa că sunt foarte puține șanse ca lucrurile să se îmbunătățească până când nu se încheie războiul civil de acolo. 3. Siria. Pe cât de trist sună, Siria a devenit un simbol al eșecului în mințile multor oameni. Acolo sunt purtate constant numeroase lupte interne, intervenții mai puțin pozitive pentru stabilitatea țării, principii autoritare arătate de liderii locali și, cel mai important pentru lista noastră, o corupție ce îți taie răsuflarea. O mare parte din corupție este cauzată de Rami Macluf, nimeni altul decât vărul președintelui Assad. Înainte de războiul din 2011 se credea că Macluf controla 60% din economia Siriei, ceea ce înseamnă că el controla ce se întâmplă cu țara. La fel ca în cazul altor guverne corupte, aceste nepotisme reprezintă fundația regimului sirian. În timpul izbucnirii războiului, protestatarii au fost foarte mânioși și porniți împotriva liderului lor, numindu-l pe acesta un hoț. Dar, acestea fiind spuse în cele din urmă, nici măcar Macluf nu a fost în siguranță de ghearele vărului său, Assad. În decembrie 2019, bunurile sale au fost confiscate în timpul așa numitei lupte anticorupție, care s-a dovedit a fi o acțiune menită să salveze falimentarea guvernului. 2. Sudanul de Sud ca țară care și-a câștigat independența de curând, mai exact pe data de 9 iulie 2011, este de înțeles că sunt și vor exista unele probleme judiciare legate de corupție. La urma urmei, cum poți combate corupția în mod eficient dacă bazele legale și măsurile necesare pentru a face acest lucru sunt instaurate de mai puțin de un deceniu? Nivelul corupției din Sudanul de Sud, raportat la istoria sa scurtă și fiind sfâșiată de război, este prezentă pe întreaga suprafață a țării. Luarea de mită și dăruirea cadourilor este prezentă de la cele mai înalte până la cele mai joase niveluri ale societății, ceea ce face ca orice afacere să fie aproape imposibilă. Poate că cel mai rău exemplu de aici este industria petrolieră, care nu numai că este strâns legată de Sudan, dar practicile sale sunt atât de neclare încât este imposibil de contabilizat unde se duc banii. Totuși, aceasta nu este o problemă internă pe deplin. Printr-un raport din 2019 s-a descoperit că investitorii internaționali fac diverse afaceri dubioase cu oficialii din Sudanul de Sud. De exemplu, într-unul dintre cazuri, forțele militare au alungat într-un mod violent civilii dintr-o zonă minieră pentru a facilita investițiile chineze. Toate aceste lucruri se întâmplă în ciuda faptului că există legislație anticorupție, dar instanța este atât de slabă și afectată de influența guvernului, încât oficialii corupți pot opera fără să fie pedepsiți în mod legal și cum este cuvenit. Din păcate, țara, dar mai ales cetățenii săi, nu au parte de un început atât de înfloritor, însă să sperăm că lucrurile vor lua o direcție mai bună în viitorul apropiat. 1. Somalia Probabil că nu există un exemplu mai bun pentru modul în care conflictele cresc nivelul de corupție decât cel al Somaliei. După ce pe teritoriul său a izbucnit un război civil ce a durat din 1986 până în 1992, țara subsahariană nu și-a revenit niciodată. De fapt, ca să fim mai preciși, nu s-a recuperat nici măcar în proporție de 1%. De atunci, în urma prăbușirii statului, toate încercările de instaurare a unor măsuri de reglementare care să îndrepte situația critică au eșuat. Libertatea presei, un instrument necesar pentru a reduce corupția, este în cea mai mare parte inexistentă. Au fost uciși 64 de jurnaliști din 1992, ceea ce face foarte clar că orice efort de a lupta împotriva corupției nu va trece nepedepsit. Acest lucru este accentuat în principal de faptul că pentru majoritatea oamenilor dreptul de proprietate și impozitarea este inexistentă, iar cetățenii nu primesc protecție din partea guvernului. Totuși, acesta nu este cazul atunci când vorbim despre grupul terorist al Shabab, care încearcă în mod activ să răstoarne puterea statului și deja deține un teritoriu semnificativ. Spre deosebire de guvern, grupul al-Shabaab este nemilos, dar nu tocmai corect atunci când vine vorba de colectarea taxelor, prin urmare, cetățenii Somaliei ajung să plătească taxe în urma amenințărilor cu arma și, de obicei, majoritatea taxelor nu sunt folosite pentru a le îmbunătăți viața, creând un cerc vicios al corupției din care este incredibil de greu de ieșit. Acestea sunt cele mai corupte țări din lume, în prezent. Îmi cer scuze dacă ești dezamăgit că România nu este pe listă, dar cred că ai observat și tu despre ce nivel de corupție am vorbit noi aici. Dacă credeți că ne-a scăpat ceva, scrieți-ne în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!